Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi, 6 aprilie, vom citi viața Sfântului Eutihie, Patriarhul Constantinopolului. Sfântul Eutihie s-a născut în Frigia, din părinți creștini. Potrivit Sfinților Părinți, pe când Eutihie era copil și se juca cu alții de vârsta lui, jocul lor a fost acela de a scrie fiecare pe un zid numele lui, iar alături ceea ce vor fi ei în viață. Când a venit rândul lui Eutihie, a scris Eutihie, patriarh. La 30 de ani, Eutihie a fost ales stareț al unei mănăstiri din Amasia. La vârsta de 40 de ani, a fost trimis mitropolitul Amasiei ca delegat al său la al cincilea sinod ecumenic ținut în Constantinopol în anul 553. Când s-a adus în dezbaterea sinodului dacă ereticii puteau fi dați anatemei după moartea lor, Eutihie a arătat că da, acest lucru se poate, în baza cuvintelor dumnezeiești de la Cartea a treia a regilor, sau prima, după alte cronologii, 13:1-8, și de la Cartea a patra a regilor, sau a doua, după alte cronologii, 23:16. Cu prilejul acestui sinod, împăratul Justinian și patriarhul Mina l-au îndrăgit mult pe Eutihie. Patriarhul Mina l-a rugat pe împărat ca Eutihie să ocupe scaunul patriarhal după moartea sa. Acest lucru se va întâmpla. Sfântul Eutihie, păstorind Biserica lui Hristos, în pace timp de 12 ani. După acești ani, împăratul Justinian a căzut în erezia monofizită. Patriarhul Eutihie, pentru că s-a împotrivit ereziei, a fost exilat la mănăstirea lui cea din tâi. Acolo, patriarhul Eutihie a rămas timp de alți 12 ani și 8 luni. El s-a arătat a fi făcător de minuni, căci îi vindeca pe oameni de felurite boli doar cu rugăciunea și prin ungerea cu un de lemn sfințit. După moartea împăratului Justinian a fost împărat Justin. Acesta l-a rechemat pe Eutihie în scaunul patriarhal de la Constantinopol, în care Sfântul a rămas până la moartea lui. Sfântul Patriarh Eutihie a trecut la cele veșnice în anul 582. Troparul Sfântului Eutihie, Patriarhul Constantinopolului. Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării, te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte ierarhie Eutihie, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. În primele zile ale postului mare, în cadrul slujbei Pave Cerniței Mari, se citește pe fragmente canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanu. În miercurea din sâmbăta a cincea Apostului Mare, se recitește pentru a doua oară în perioada Apostului canonul Sfântului Andrei Criteanu. Spre deosebire de prima lectură din Postul Mare, când acest canon este împărțit în patru stări citite la slujbele Pave Cerniței din ziua de luni, marți, miercuri și joi din prima săptămână, în miercurea săptămânii a cincea, canonul se citește integral. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne ajută, prieteni, să ne regăsim cu bine și sănătate și la alte filmări.